După o călătorie pe mare de aproximativ 2 ore și apoi o oră și jumătate cu feribotul, am ajuns la Siracusa, aici unde a ajuns Apostolul Pavel, după ce a stat 3 luni de zile în Malta. Cele mai puternice orașe state, nu? Din Marea Mediterană. Grecia a întemeiat mai multe orașe prin Sicilia. Siracusa a fost chiar al doilea. Naxos, deci Taormina este sursă și Naxos, vedeți, este pe tărmul mării, a fost cel din tâi, în 734. Aici avem o panoramă a teatrului antic din Siracusa, construit cu 400 de ani înainte de Hristos. Și are aproximativ 15.000 de locuri. Aici a ajuns Apostolul Pavel, în zona aceasta, și a stat 3 zile, a vorbit cu siguranță oamenilor despre Dumnezeu, a predicat Evanghelia. Malta, și acela este portul grande al orașului, foarte probabil că să se fie oprit acolo. Nu știm exact, nu sunt documente, nu știm exact ceea ce a făcut în aceste 3 zile, pentru că sunt mai multe locuri unde lumea spune că ar fi fost San Paolo. Apostolul Pavel, omul lui Dumnezeu, a venit aici, Dumnezeu a îngăduit această situație. În drum spre Roma s-a oprit aici și a vestit oamenilor Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Piatră. Deci aici totul este artificial. Totul a fost săpat de mâna omului. Aceasta se numește Orecchio, a fost un mare tiran, cel mai mare, al Siciliei, care a fost Orecchia lui Dionisiu, secolul al 5-lea și al 4-lea înainte de Hristos, da? Ne pregătim să cântăm un cântec aici, în această carieră de piatră, veche de 2000 de ani. Doamne mare, cât este lumea ce-ai creat-o prin al tău cuvânt și ființele ce podobesc natura pune spre zi cu brațul tău cel sfânt. Catedrala din acest oraș, construită pe vechiul templu în cinstea zeiței Diana, în secolul 5, înainte de Hristos. Vulcanul Etna, cel mai activ vulcan din lume, am mers foarte mult cu mașina până am ajuns aici. Aici se vede unul dintre cratere, sunt mai multe, foarte multă lavă, cred că vreo oră cât am mers cu mașina a fost doar lavă peste tot și am văzut și o casă care a fost acoperită de lavă. El e păstorul bun ce mă păzește, iar ar fi să trec prin voi adânci. Nu mă tem, știu că El nu mă va părăsi. Tot ce sunt prin harul Său. Servim cina aici unde suntem cazați după o nouă zi în care am experimentat multe lucruri frumoase, minunate, mulțumim lui Dumnezeu.
și pentru masă și pentru experiențe și pentru toate lucrurile minunate pe care le-am văzut și le-am vizitat astăzi.